Astăzi o să fac un blat, un pan de șpan, fără gluten, cu făină de orez. Am pregătit aici 7 ouă. Eu le-am lăsat afară, le-am scos din frigider cam o oră și jumătate. Și eu pun așa, pun la fiecare ou 2 linguri de zahăr. O să folosesc de cocos și 2 linguri de făină. O să sparg ouăle aici în bol, așa întregi și cu zahărul și pe urmă le mixez. Puțină sare, la fel. Când începe să mixăm cu maxima potență. Trebuie bătute să fie o spumă groasă. Când ridicăm mixerul, să nu se înfunde așa repede deodată picăturile. Mai trebuie puțin. Ia să vedem acum. Ia, vedeți că acum stă deasupra încă. Acum e gata. Aici am pregătit făina și acum o să pun cam a treia parte din ou. Să pun să amestec cu făina, cu spatula asta, așa cum mișcări de jos în sus. Încet. Și am pus așa puțin câte puțin până am terminat toată spuma. Și acum o punem în tavă. I-am pus foaie de copt și tot timpul uit să spun că am încălzit cuptorul la 180 de grade și o să lăsăm cam 30-40 de minute, depinde de fiecare cuptor. Eu o să las cât mai jos posibil. A trecut doar 24 de minute, să vedem cum se pare făcut și de la asta, în țep. Perfect, perfect uscat, e gata. L-am mai înțepat într-o parte, acolo mai la mijloc și nu era făcut, l-am mai băgat, mai las cam măcar 5 minute. L-am scos din tavă și las așa 10 minute și apoi o să scot hârtiile. A ieșit destul de minunat după cum e cu făină de orez, acum o să vedem și la unul cum e. Ce fain s-a făcut, vezi? Super, nu, nicio diferență de făina asta, că n-are gluten de orez. Așa că, cine nu puteți mânca gluten, fără grijă cu făină de orez. Am gândit eu așa, dar de ce să nu fac eu un tiramisu? Am pus acolo 2 linguri de zahăr, de cocos, am pus un pahar așa mic de apă și o să pun un plic de cafea. Eu descofeinată, fără cafea, pentru că nu pot cu cafea. Și crema o să fac din 500 de mililitri de frișcă și o cutie de 250 de grame de mascarpone. S-a făcut, s-a bătut imediat. Aici avem siropul gata de cafea și o să pun, da, așa cu pensula. Trebuie siropat bine, bine, bine. Am pus un strat de frișcă și continuăm până umplem toate 3 foi. Ornașul pe deasupra, acum o să pun puțin cacao și la frigider cu el. Ia să facem proba, să vedem cum e. Bun. Ce ziceți voi? Pe unde? Îmi trebuie o spatulă. Ia uitați cum arată asta. E și bună. Ce ziceți? O fi bun? Dăm și luțața imediat. Delicios. Mă stată de pe lume.